salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini cu un șofer care mai că nu trece cu mașina peste un tânăr pe trecerea de pietoni. L-a ratat milimetric. Afli apoi ce mai fură găinarii din Timișoara, prejudiciile sunt de câțiva lei. La final afli povestea unui tânăr care s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat băut la volan la Timișoara. Situație incredibilă pe una dintre trecerile de pietoni din complexul studențesc. Un tânăr care traversa regulamentar a fost la un pas să fie strivit de un șofer neatent. Totul a fost filmat de unul dintre cititorii tion.ro cu o cameră de bord, iar ulterior cel care a înregistrat totul ne-a trimis imaginile pe adresa redacției. Pe filmare poate fi observat clar SUV-ul al cărui șofer pleacă ușor de pe loc. Nu îl bagă în seamă pe tânărul care se angajează în traversarea străzii și dacă pietonul nu ar fi luat-o la fugă, s-ar fi urcat pe el. Imaginile ne-au fost trimise ulterior pe adresa redacției de cel care le-a înregistrat. Găinarii din Timișoara bat recordul la dosare penale pentru furturi stupide. Spre exemplu, doi dintre ei s-au ales ieri cu dosare penale după ce au furat un set de baterii și o husă pentru telefon. Prejudiciile sunt infime, însă polițiștii sunt nevoiți în astfel de cazuri să întocmească documentele, fiind totuși vorba despre cazuri de furt. Pe tion.ro ai însă toate detaliile. Dosar penal pentru un tânăr de 33 de ani noaptea trecută la Timișoara. El este cercetat de polițiști după ce a fost prins că s-a urcat băut la volan. Șoferul a fost depistat de agenții de la secția 2 pe strada Câmpului. Pe tion.ro ai însă toată povestea. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem și mâine de la aceeași oră. Până atunci, rămâi pe tion.ro.